Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România. Vezi că am venit odihnit după weekend, am și uitat de ediția de joi. Ce bine, dar am în față trei concurenți. Doi sunt noi, unul a revenit. Insistă, Gheorghe Coca, salut, bine ai revenit. Domnule, prezintă-te. Bună seara, numele meu este Ionel Alexandru German. Bravo, se potrivește cu ce am eu notat. Și Ștefan Bejan, al treilea concurent. Bravo. Bine ați venit, domnilor, să ne bucurăm de această ediție și să începem frumos săptămâna la Câștigă România! Intrăm direct în concurs. Calculatorul zice că ar trebui să începem prima rundă. Hai să vedem dacă ghicim. Eu zic că Bihor. Bravo, am ghicit. Și va trebui să mergem până în Olt. Da? V-ați stabilit deja traseul. Chiar voi repetați pe acasă așa chestia cu traseul? Eu aș face un loc vostru, m-aș pregăti cumva. Aș simula niște... Ce ai făcut asta? Uneori da, uneori mai puțin. Da, am înțeles cum te-ai pregătit. Județul Bihor, de aici plecăm cu toții. Nu uitați de variantele ajutătoare. Întreabă un prieten și scoate-mă din județ. Care cum când o fi cazul. Gazetar și scriitor Iosif Vulcan a întemeiat revista în care debutează Mihai Eminescu. Junimea, familia, femeia, scânteia. Familia. Familia a răspuns corect. Iosif Vulcan, pe acolo era o stație de autobuz lângă grădinița mea în Timișoara. Județul Bihor este pregătit și pentru tine. Ionel, succes la prima întrebare de la Câștigă România. Vă mulțumesc. A debutat în presa scrisă, în prezent moderează emisiunea exclusiv în România. Cătălin Ștefănescu, Liana Stanciu, Cristian Brancu, Cristian Tabără. Aș dori să folosesc varianta Liana Stanciu. Adică să-mi răspunzi Liana Stanciu, da? Exact. Am crezut că folosești o variantă ajutătoare, că așa ai început. Liana Stanciu, final? Da. Bine. Faină emisiune, exclusiv în România, este prezentată de Cristian Tabără. Mă gândeam eu. Și rămâi un pic în Bihor. Ștefan, succes! Prima întrebare și pentru tine, din același județ. A antrenat echipa Steaua la Sevilla în 1986, în prezent trăiește la Oradea. Victor Pițurcă, Emeric Ienei, Angel Iordănescu, Tudorel Stoica. Emeric Ienei. Răspuns corect. Iordănescu era secund atunci și a și jucat puțin în acel meci. Doamne, ce de mult a fost și ce frumos a fost. Județul următor. Alba. Județul Alba. Născută pe Valea Târnavelor, e cunoscută pentru cântecele populare și patriotice. Sava Negrean, Veta Biriș, Ioana Radu, Dida Drăgan. Sava Negrean. Sava Negrean, răspuns greșit. Veta Biriș, răspuns corect. Ionel, povestește-mi despre tine. Ai 10 Așa. Minute. Vă mulțumesc mult. Numele meu este Ionel German, am 26 de ani. Vin din frumoasa Bucovină. Eu nu mi-am dat seama că după accent. Zi. Orășelul Vicovu de Sus, județul Suceava. Am absolvit studiile Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, specializarea limba franceză, limba engleză, licență și un master pe teoria și practica traducerii pe franceză. Și tu cu accentul ăsta poți să vorbești în franceză, fluent? Oui, bien sûr. Perfect. Mai departe. În cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, însă destinul a făcut în așa fel încât să-mi reorientez activitatea pe plan turistic. Hai să vedem acum ce se întâmplă la noi, aici la Câștigă România. Avem o întrebare din Bihor și pentru tine, da? Vrei să folosești varianta ajutătoare, scoate-mă din județ, că ai greșit prima dată? O folosim. Hai să o folosim. Personajul central al bancurilor din anii comunismului este Nilă,
Bulă, lolec, bolec. Bulă, răspuns final. Poftim? Răspuns final, bulă. Răspuns corect. Frumos. Vă mulțumesc. Județul următor, Ștefan. Alba. În filmul Nunta de piatră, rolul Fefeleaga este jucat de actrița Maya Morgenstern, Dida Drăgan, Silvia Rogin, Leopoldina Bălănuță. Leopoldina Bălănuță. Așa e, răspuns corect. Ne întoarcem puțin. Tu știi cu cine semeni acum în poziția asta când mă uit, Gheorghe? Cu un actor american. Pa 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 pam pa pam pa 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 pam pa pam. Papai. Exact. cu bicep și așa, un pic umflați. Nu, nu, că poți să stai, că dă bine. Dăm în județ. Arad. Arad. Un răspuns greșit nu ți-ar face foarte bine acum în prima rundă. La Păuliș se află monumentul dedicat eroilor din luptele din această zonă. August 1916, în septembrie 1944, 1848, 1552. La Păuliș. 1 septembrie 1944. Răspuns corect, ce bine că altfel nu era chiar fain. Și ne întoarcem alegând un județ, Ionel. Județul Arad. Județul Arad. Bine, nu știu de ce ai ales Aradul. Vocalistul trupei Cargo a fost inițial baterist. Iuliu Merca, Adrian Igrișan, Leo Iorga, Dan Bitman. Aș dori să folosesc varianta Întreabă un prieten. Îl sunăm pe cine? Pe domnul profesor, actualmente director, Ionel Cristinel Puha. Îl sunăm pe domnul director. Alo? Bună seara, domnule director. Bună seara. Vigilianțul de la Câștigă România sunt. Da? Știam că va participa la Câștigă România. Mhm. Păi participă, dar are nevoie de ajutor. Cu mare drag. Dacă dați un răspuns corect, poate veni și dumneavoastră aici în calitate de concurent. Am fost concurent în sezonul 7. Păi ce nu zici așa, domn director? Mă țin tensiune în sezonul... Sezonul 7. 7. Bravo, și a fost frumos, drăguț? Foarte fain. Mersi mult. Fii atent la întrebare. Avem, știi cum funcționează întrebarea, citesc și variantele, 10 secunde, da? Da. Ionel e un băiat foarte drăguț și sper să-l ajuți. Cum și uite, mai iei 200. Cât ai câștigat sau cum ai câștigat sau nu ai câștigat? Am câștigat 3400 de lei. Bravo! Am câștigat o ediție. Bravo. Și am ajuns în runda a doua, Bravo. În a doua ediție. Excelent. Ia să vedem întrebarea. Vocalistul trupei Cargo a fost inițial baterist. Iuliu Merca, Adrian Igrișan, Leo Iorga sau Dan Bitman? Adrian Igrișan. Mulțumim frumos pentru răspuns. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Salut, numai bine. Mulțumim. Merg pe varianta domnului director, și anume Adrian Igrișan. Așa spunea, nu? Așa a spus. E varianta finală. Răspuns final. Bine. Și tu ai avut încredere în ce a zis? Crezi că dacă a fost aici știe tot? Acum toți greșim, până la urmă suntem oameni, dar eu am încredere pentru că îl cunosc foarte bine și știu... Bine faci, răspuns corect, Adrian Igrișan. Mulțumesc mult. Următorul județ, da? Nu. Nu. Este rândul lui Ștefan. Scuze. Ștefan, următorul județ. Vâlcea. Atleta Ionela Târlea a câștigat la Atena în 2004 medalia olimpică de argint la proba de ștafetă 400 de metri garduri, canotaj 1500 de metri. Ionela Târlea. Da. Cred că 400 de metri garduri. Crezi sau este răspunsul final? Este răspunsul final. Răspuns final îl blocăm? Da. Tu ce ai fi spus, Gheorghe? 1500 de metri.
Așa se încheia genericul. Tu ce ai fi răspuns? Eu mă abțin. Bravo. Vezi, înțelept. Răspunsul corect este 400 de metri garduri. Felicitări, Ștefan. Mulțumesc. Oltie, județul următor. Hai să-i așteptăm și pe oamenii ăștia. Băieți, Gheorghe. Hunedoara. Hunedoara. Știi că dacă ai fi ales județul Alba, Ionel, cum era firesc, acum mai aveai un județ și ajungeai în Olt. Lac situat în centrul județului, denumit de localnici Marea Hunedorenilor. Bucura, Amara, Bolboci, Cinciș. Dacă știi geografie, bine, dacă nu... Dacă nu știu. Dacă nu știi... Bucura. Ai folosit varianta ajutătoare, întreabă un prieten? Nu. Nu. Bucura? Bucura. Final? Da. Bine. Se află la 6 km de Hunedoara și vorbim despre... Cinciș. Cinciș. Oh. Cinciș. La asta mă gândeam și eu. Da? Bravo. Sincer. Vezi că mai ai un județ, Timiș, dacă răspunzi greșit, se fini la comedii. Este rândul tău, Ionele. Aleg județul Hunedoara. Bravo. Județul Hunedoara sau Alba era cam același lucru. Expresia Hai Secherem dă numele exploatării aurifere de la Săcărâmb și se traduce Hai să muncim, hai să cărăm, hai să dansăm, hai să săpăm. Răspuns final, hai să săpăm. Bine. Bine, ar trebui să sune hai să sepem. Hai să sepem. Da, eu vă înțeleg, hai să mencem. Hai să dansăm. Hai să cărăm. Hai să cărăm. Este varianta corectă. Te întorci și tu puțin din drum. Nu-i nimic, Ștefan. Da. Dacă îmi dai un răspuns corect la această întrebare, ești sigur în runda a doua. În 2006 la Slatina s-a dovărât un record când peste 13.000 de oameni au aprins lanterne, au dansat o horă, au mers pe biciclete sau au dansat vals. Au dansat o horă. Au dansat o horă? O horă, da. Au dansat o horă, Eurohora Unirii. Răspuns corect! Zi-mi de tine câteva cuvinte, te rog. Păi, sunt ofițer de pompieri în retragere. Ai o întâmplare mai da, interesantă? O întâmplare din al doilea an de activitate. Am avut un incendiu foarte urât, cu acumulări de vapori inflamabili. Aveam un militar în termen din Bistrița Năsăud, Badiul chema, și era considerat de colegi ca fiind timid sau chiar fricos. Da. Nu prea se remarca el la instrucții sau mai știu ce. Ei bine, pe parcursul acelei intervenții au fost 7 explozii, cu acumulare, cu explozii, acumulare, explozii, și celorlalți militari, fără niciun fel de excepție, le-a cam fost frică și cam se retrăgeau, cam acționau mai mult în spatele meu. Acest băiat a acționat umăr la umăr cu mine. Frumos. Și l-am recompensat cu 5 zile de câți permis, litri? Atât aveam câți dreptul. Litri? Poftiți? Cu câți litri? Nu, 5 zile de permisie. Da. Și asta m-a impresionat. Am mai avut și alte evenimente de acest gen. Da, impresionat. Da. Dar am rămas cu amintirea și cu numele acestui... E frumos că l-ai amintit, foarte frumos. Da, e deosebit. Bravo. Da. Hai să vedem ce am zis. Tu ai ajuns, bravo, ai ajuns la destinație, ai intrat în runda a doua. E, dragul meu, acum să vezi care e treaba. La Teatrul Național din Timișoara se joacă De ce iubim femeile, dramatizare după Mircea Cărtărescu, Anton Pan, Mircea Dinescu sau Marin Preda.
Mircea Cărtărescu. Răspuns final? Da. Bine. Tu de ce iubești femeile? Păi n-am pe cine altcineva. Doar femeile, pe cine să le... Da? Multe? Nu ești căsătorit? Ba da, sunt căsătorit. Bun, răspunsul tău este corect, Mircea Cărtărescu. Dar pericolul rămâne acolo. Da. Să vedem ce faci tu, domnule. Care este județul pe care îl alegi acum? Între Timiș și Alba. Județul Alba. Județul Alba. În sfârșit ți-a venit Alba la cap. Era și clar. Avram Iancu, revoluționarul născut la Vidra de Sus, era supranumit Craiul Munților, Capitanul, Bosul, Frumosul. În sfârșit, o întrebare mai pe gustul meu, așa... Da, iartă-ne că nu ne-am ocupat de asta. Adică, da. Mai atractivă pentru să mine. Să fă-ne o listă cu întrebări și alegem de acolo. Toate întrebările sunt foarte utile și frustrate. Zi. Așa, este vorba de Craiul Munților sau Crăișorul Munților. Răspuns final? Răspuns final. Bine. Răspuns corect, Craiul Munților. Hai că ai trecut peste hopul Alba Iulia și ne întoarcem la Gheorghe. Gheorghe, grijă la Caraș Severin. Da. Tu ai trei județe, la fel are și Ionel. Atenție, lupta între voi. Gheorghe, un răspuns corect îți deschide cumva drumul spre Olt. Un răspuns greșit ți-l oprește. Da. Simona Richter a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice în calitate de judoka, arbitră, înotătoare, atletă. Trei ediții ale Jocurilor Olimpice în calitate de Simona Richter. Ai auzit de ea, nu? Nu. Nu ai auzit? Zi-mi ce făcea. Cred că arbitra. Arbitra? Cred? Arbitra. Mergi pe răspuns final sau întrebi pe cineva? Sau ai întrebat deja? Nu mai întreb pe nimeni. Nu? Arbitra. Arbitra. Bine. Ce e arbitra? Nu știu. Nu știi cine e, nu știi ce arbitra, dar arbitra. Păi nu era notătoare, nu era nici atletă. Judoca, asta așa este. Judoca acolo era. Răspuns greșit și rămâi la trei județe. Șansă mare pentru tine, Ionel, să ajungi în runda a doua. Te bucuri că a greșit, Gheorghe? Nu vreau să mă bucur, nu mă bucur. Nu vrei, și... dar te bucuri. Nu mă bucur. Și vreau să mă concentrez doar pe situația mea. Dar o doză de bucurie există acolo, că a greșit, nu? Erai mai fericit cum... dacă răspundea corect? Acum, nici să fim ipocriți. Da, asta știți, te rog. Da, când se întâmplă și la fotbal... Da. Te bucuri că a greșit, Gheorghe? Asta te întreb. Nu, îmi pare rău pentru el. Nu minți, te bucuri. Îmi pare sincer rău, pentru că e un concurent pe care îl apreciez. Însă știți cum este la o competiție. Când adversarul face o greșeală... Te bucuri. Da, suntem oameni până la urmă, nu? Deci te bucuri. Da. Bine, ok. Nu, îmi pare rău, sincer. Foarte rău, nu se face așa ceva. Nu se face. Mai ales la Câștigă România, un concurs atât de serios. Județul următor. Județul Vâlcea, vă rog frumos. Sigur, acolo mergem. Dacă greșești, vezi că nu e bună. Știu. La Măldărești se află casa de vacanță a unui prim-ministru asasinat de legionari. Că tot veni vorba mai devreme. Ige Duca, Nicolae Iorga, Armand Călinescu, Octavian Goga. Răspuns final, Armand Călinescu. Răspunsul greșit. Hai să vedem ce se întâmplă în județul... Sibiu. Sibiu. De va veni la tine vântul purtând povestea mea amară, cântat trupa mondial pe versuri de Blaga, Nichita Stănescu, Octavian Goga sau Accente Sever. Voi răspunde optând pentru prima variantă și anume poetul Lucian Blaga.
Răspuns final? Răspuns final. În sfârșit! Hai să blocăm ca să nu-l încurc pe om. Versurile sunt ale lui... Octavian Goga. Octavian Goga. Atenție! Da. Tu mai ai 3 întrebări la dispoziție. Dar dacă răspunzi greșit la următoarele 2, te blochezi. Și vei intra la baraj cu Gheorghe. Dă-mi un județ. Aleg județul... Nu mai contează Cluj, direcția, Cluj, pentru Cluj. Că nu mai poți ajunge la destinație. Județul Cluj. Cluj. Interesantă rundă și astăzi. Interpretul rolului principal în Senatorul Melcilor, film în regia lui Mircea Daneliuc, un mare regizor. Uh-huh. Emil Hosu, Mimi Brănescu, Dorel Vișan, Marcel Iureș. Răspuns final, Dorel Vișan. Răspuns final? Răspuns final, varianta Dorel Vișan. Dorel Vișan. Bine. Marcel Iureș este răspunsul greșit. Dorel Vișan, răspuns corect și ești în runda a doua. Dar îți mai dau ocazia să răspunzi la 2 întrebări, pentru că se adaugă în cazul în care vei câștiga ediția, ceea ce e posibil. Se adaugă la bunuți acolo. Să vedem încă un județ. Județul Mureș. Județul Mureș. La 1800, Contele Telechi a fondat la Târgu Mureș o instituție faimoasă. Un teatru, un muzeu, o bibliotecă sau un orfelinat? Răspuns final, o bibliotecă. Sigur? Da. Bine. Nu e o bibliotecă. E prima bibliotecă publică pe teritoriul României. Încă o întrebare și încheiem această rundă. Aleg județul Suceava, pentru că de acolo... Normal. Am plecat. Exact, de aici vine răspunsul tău ăla surprinzător. Hai să vedem întrebarea. Suceveanca Liliana Agafencu, o știi doar, este multiplă campioană olimpică și mondială la... E de acolo de la tine, sigur știi. Gimnastică, haltere, înot sau canotaj? Ce? Ce mă ne-ai zis că e la tine acolo, nu știi? Imediat vă spun. Hai, te rog. La ce te gândești? Haltere. Haltere. Bine. Liliana Agafencu, multiplă campioană olimpică și mondială din Suceava, de unde e firesc să știi că varianta corectă din este... Din unde data aceasta? Canotaj! Nu-i nimic. Ideea este că ai ajuns alături de Ștefan. Intri în runda a doua, unde poți avea un traseu drept, poate prin Alba, de data asta, cine știe de unde și până unde. Dar, felicitări, domnule, ai câștigat o ediție și Gheorghe merită o întrebare, câștigă România. Pe râul Bistrița, cel mai mare lac antropic amenajat pe râurile interioare din țară este izvorul muntelui sau lacul Olt, ochiul Beiului, Mureș sau Bicaz. Cel mai mare lac antropic amenajat pe râurile interioare din țară este izvorul muntelui sau lacul Olt, ochiul Beiului, Mureș, Bicaz. Te încurcă puțin, a? Suntem pe râul Bistrița, lacul Olt, ochiul Beiului, Mureș sau Bicaz? Bicaz. Păi atunci ce mă ții cu... Răspuns corect, Bicaz. Corect. Și ai câștigat Marea Enciclopedie Ilustrată și 1600 plus 200, 1800. Felicitări, domnule. Bravo. Mi-a părut bine. Bată.
A fost o experiență reușită. Oamenii sunt deosebiți. Virgil este super. Recomand tuturor să vină, să-și etaleze cunoștințele, pentru că nu este așa de greu cum se crede. Și suntem în fața rundei a doua, unde se va desfășura o luptă a minților. Asta nu înseamnă să minți din nou, între Ionel și Ștefan. Dacă sunteți de acord... Este o onoare și un privilegiu să mă aflu în studio televiziune. Să pornim în runda a doua, zi tu, că eu am ceva pe gât. Stimate domnule Virgil, stimate domnule concurent, dragi telespectatori, haideți să pornim în runda a doua la Câștigă România. Să trecem la treabă. Runda a doua o va începe Ștefan. Zi, domnule, un județ, de unde vrei să pleci? Din Galați. Din Galați plecăm. Va trebui să ajungem unde ne trimite calculatorul de acolo din Galați. Aici e startul, iar sosirea reprezintă județul din care pleacă Ionel. Bihor. De acolo vei pleca tu, după ce aflăm de la Ștefan un lucru foarte interesant din județul Galați. Cum ar veni că în fața grădinii publice din Galați este statuia din bronz a lui Alexandru Iancuza, Dorinel Munteanu, Lascăr Catargiu sau Doru Octavian Dumitru, realizată de Ion Jalea. Ar fi foarte interesant să fie al lui Doru Octavian Dumitru. Ar fi de râsul lumii, bineînțeles. Râsul nu în sens negativ. Am înțeles. Așa. Dar este al lui Alexandru Ioan Cuza. Este al lui Alexandru Ioan Cuza, răspuns corect. Alege județul. Vrancea. Din județul Bihor vine întrebarea ta. Cum stați cu variantele ajutătoare? Eu, din ce mi-amintesc, le-am epuizat între timp. Bravo. Tu? Eu le mai am. Ghețarul de la Focul Viu din Munții Bihorului este o câmpie, un lac, o peșteră sau o statuie? Răspuns final este o peșteră. Răspuns corect, peșteră. Dă-mi un județ. Două secunde, dacă... Ei, sigur. Da, ce faci acolo, numeri? 4, 5, da, aleg județul Alba. Bine. De ce? O să te întreb mai încolo. Aligote este un soi de viță de vie cultivat în podgoriile vrâncene, din care se face vin roșu, dulce, alb sau fiert, Ștefan? Alb și sec sau demisec. Tu ce preferi? Sec. Alb? Alb. Și roșu, nu? Răspuns corect, alb. Cotești, Odobești, dă-mi un județ. Sigur că da. Covasna. Să mergem în județul Covasna, dar mai întâi în Alba, județul dorit de tine, tocmai acum. Lacul Oașa, aflat la 1255 de metri altitudine, face parte din această categorie de lacuri, adică glaciare, antropice, sărate sau de eroziune. Așa. Ironia sorții a făcut să ajung într-o pădure de unde se poate admira și contempla foarte frumos acest lac splendid, de altfel. Însă, în opinia mea... Dă-mi un răspuns. Optez spre lacuri glaciare. Răspuns final? Da. Bine. Bine.
Vorbim despre lacuri antropice, Ionel. Nu-i nimic. Rămâi pe loc, mergem în Covasna, Ștefan. Sportiva Ecaterina Sabo s-a remarcat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Sunt probele de înot, atletism, tir cu arcul sau gimnastică? Atletism, sigur. Atletism, sigur. Născută la Zagon, 4 titluri olimpice în proba pe echipe, la sărituri, sol, bână. Răspunsul corect este gimnastică. Mare sportiv. Ecaterina Sabo, nu Gabi Sabo. Am înțeles. Era creață, așa, da, da, o gimnastă, da, creață. Nu știu ce face. Da, gata. Astăzi probabil are și ea o vârstă, da. Da, născută la Zagon, a obținut 4 titluri olimpice în proba pe echipe, sărituri, sol, bârnă. O gimnastă fabuloasă. Dă-mi, te rog, un răspuns din Alba ca să totuși să recuperezi. Ne străduim. Rezervație geologică spectaculoasă, micul canion din apropierea municipiului Sebeș. Râpa Roșie, Valea Rea, Valea Galbenă, Ruginoasa. Oscilez între variantele Râpa Roșie și Valea Galbenă. Și pe ce răspuns vrei pe să mergi? Pe Valea Galbenă. Bine. Mai stai puțin în Alba, trebuie să ne ducem în Covasna pentru Ștefan. Râpa Roșie este răspunsul corect. Corect. Folosesc varianta, scoate-mă din județ. Folosește-o. O să-ți citesc o întrebare, să vedem cât de frumos ești tu din județ. Casa Presei Libere se numea în perioada comunistă Casa Albă, Casa Scânteii, Casa Armatei, Casa Poporului. Casa Scânteii. Casa Scânteii, și acum îi spunem la fel. Să vedem ce județ alegi. Harghita. Harghita. Bine. Tu ești încă în Alba. Da. Pleacă cât mai ai timp. Arburnus Maior este denumirea istorică a localității. Alba Iulia, Roșia Montană, Târgu Ocna sau Sângior Zbăi. Așa. Din ce știu eu, Alba Iulia, rămân pe varianta Alba Iulia. Răspuns final. Răspuns final. Bine. Arburnus Maior. Tu ce ai fi spus, Ștefan? Roșia Montană. Da. Ăsta este răspunsul corect. Rămâi în Alba, mergem în Harghita. Ce descoperim acolo, ne spune chiar el, Ștefan. Hunor Kelemen a fost ales deputat de Harghita începând din anul 2000, din partea PSD, PNCCD, UDMR, PNL. UDMR, bineînțeles. UDMR, firesc, răspuns corect. Și mergi în ce județ? În Mureș. În Mureș. Bine. Din Alba, ce facem? Plecăm? Să plecăm. Hai să plecăm. Hai acum. Să plecăm. Eu zic că ăsta e momentul, îl simt. Îl simt și tu? Da. Ia, fii atent la întrebare. Cetatea Alba Carolina, construită în stil Voban, Voban, are formă de patru later. Nu, că mă gândeam acum la Alba Carolina. Apropo de întrebarea precedentă. Patru later, melc, stea, elipsă. Răspuns final, formă de stea. Stea cu 7 colțuri. Formă de stea, răspuns corect. Da. Și în sfârșit mergi prin Sibiu. Prin Sibiu. Bine. Dar știi tu că dacă alegeai județul Cluj, îi lungeai puțin traseul lui Ștefan. Corect. În această zonă, gospodinele pot să servească mâncarea într-un blid sau într-un laibăr, într-o strachină, cucuruz sau catrință. Strachină, bineînțeles. Strachină, așa este, răspuns corect. Și mergem în Cluj. Cluj. Cu strategia, tu ești băiat bun, așa, și onest, și n-ai vrut să încurci pe nimeni. Dar cum ziceai, cum te-ai bucurat că a plecat Gheorghe, așa puteai să te bucuri că mai stă pe loc sau îl încurci pe Ștefan.
Casa Artelor din Piața Mica Sibiului, atestată documentar din 1370, a fost inițial baie publică, filarmonică, închisoare, hala măcelarilor. O să aleg răspuns final, filarmonică. Răspuns final? Da. Bine. Este o... Bine. O formă de... O fostă filarmonică este transformată astăzi într-un restaurant excelent în Sibiu. Dar clădirea dreptunghiulară cu subsol, parter și etaj funcționează din 1969 cu numele de Casa Artelor. Exact ce nu-ți imaginai. Hala măcelarilor! Am aflat un lucru foarte interesant și frumos. Da, Ștefan, e rândul tău să treci prin Cluj. La Cluj-Napoca, în 1920, Emil Racoviț a pus bazele primului institut de geologie, speologie, gerontologie sau farmacologie din lume. Corect. Emil Racoviț a fost speolog, deci institutul de speologie. Așa este, răspuns corect. Următoarea întrebare din Bihor. Ionel, hai să vedem ce mai aflăm tot de aici din Sibiu. Stațiune din nordul județului renumită pentru sarea cu efect terapeutic extrasă aici. Bazna Miercurea Sibiului, Avrig Geoagiu. Aș merge pe varianta Bazna. Răspuns final. Răspuns final? Da. Bine. Sarea de aici are strict efect terapeutic, este extrasă de la adâncime și se cristalizează prin fierbere. Vorbim de varianta corectă, Bazna. Județul următor. Județul Brașov. Județul Brașov. Ștefan, poți câștiga ediția. Dăm un răspuns corect și ediția e a ta. Printre regii înmormântați la Oradea se află și a doua soție a lui Carol Robert de Anjou, Margareta de Savoia, Beatrix de Luxemburg, Elisabeta a doua a Angliei sau Sofia a Spaniei? Oscilez între Margareta de Savoia și Beatrix de Luxemburg. Cred că Beatrix de Luxemburg e mai nimerit. Este răspunsul final? Da. Bine. Ionel, ai trecut și de o rundă grea, dificilă. Ai ajuns spre final și aveai șanse să câștigi această ediție. Lucru care se poate întâmpla altă dată. Dar te felicit pentru curajul pe care l-ai arătat venind aici. Vă mulțumesc. Doar oameni curajoși calcă în acest studio, ca să știi. Și tu ești unul dintre ei. Vă mulțumesc. Și-ți mulțumim că ai venit la Câștigă România. Răspuns corect, Ștefan! Ai câștigat ediția de astăzi. Felicitări. Da. Câți ani ai tu, ai zis? 26. 26 de ani. Tot respectul. Vă mulțumesc din suflet. Fii atent. O carte frumoasă pe care sigur o să o citești și 400 de lei și o promisiune din partea ta care vii. Dacă mi oferiți această oportunitate, cu certitudine. Există. Întrebarea sună așa. Mănăstire de care este legată legenda meșterului Manole a devenit din 1914 necropolă regală. Cozia, Comana, Curtea de Argeș sau Cașin? Da, este vorba despre mănăstirea Curtea de Argeș, o mănăstire simbol pentru istoria României, nu doar a orașului Curtea de Argeș și a regiunii Muntenia. Domnule, tot respectul. Felicitări! Vă mulțumesc din suflet, domnule. Să fii sănătos! Bravo! Datorită faptului că promovați imaginea României și încurajați cunoașterea și explorarea țării noastre și acumularea de cunoștințe, noi cât și o însușire a cunoștințelor din punct de vedere cultural, istoric, geografic, literar și așa mai departe. Felicitări din tot sufletul!
Ștefan, felicitări! Vă mulțumesc! O ediție chiar frumoasă, spumoasă. Am avut și parte de niște concurenți faini. Hai să vedem cum arată pentru tine runda a treia la Câștigă România. Harta, județul de plecare, fără pripă, fără grabă. Brașov. Plecând din Brașov, intri în această rundă cu 1100 de lei. Aș vrea să dublezi suma începând de acum. În 2022, Horia Brenciu a apărut în filmul de comedie inspirat din viața corporatistă ai noștri cabrazii, Team Building, Viață de Câine, Occident. Recunosc că am încercat să văd filmul și nu am putut mai mult de 5 minute. Județ, același Brașov, doar una dintre aceste pârtii deschise află în Poiana Brașov. Calinderu, Bradul, Clăbucet, Straja. Clăbucet. Ai, ce frumoasă rundă, acum știm cum... Da. În 2018 a fost prima româncă la Jocurile Olimpice la sărituri cu schiurile. Daniela, Nane, Condurache, Silivaș, Haralambie. Haralambie. Haralambie, județ. Buzău. Născut în 1894 la Buzău, Vulpea Roșcată. Este singurul roman scris de marele ziarist Ștefan Popa Popas, Cristoiu, Cristi Tabără, Pamfil Șeicar. Corect, județ. Vrancea. Mergem în Vrancea. Muzica Horei Unirii, cântată anual pe 24 ianuarie la Focșani, este compusă de ieșanul Vasile Alexandrii, Chirculescu... Alexandru Flechtemacher. Alexandru Flechtemacher. Răspuns corect, județ. Galați. Galați. Oțelul Galați a devenit campioana României la fotbal pentru prima oară în... 2011. Corect, județ. Vaslui. Vaslui, cu Dorinel Munteanu, a devenit campioană. Alexandru Vlahuță i-a dedicat versurile. Ce-o să-i pese lumii cât tu te mistui luminând? Mihai Eminescu. Lui Mihai Eminescu, județ. Bacău. Elisabeta Bostan a regizat în 1988 un film cu titlu inspirat de un vers eminescean. Unde ești, copilărie? Cu pădurea ta, cu tot. Pădurea ta, cu tot. O rămâi. Județ. Hai, corect. Neamț. Hai, județ Neamț. Neamț, am zis. Mănăstirea Agapia este celebră pentru pictura interioară a bisericii realizată de... Nicolae Grigorescu. Corect, județ. Iași. Mergem în Iași. Ce rundă frumoasă, exceptând primele două întrebări. Grasa de Cotnari este un vin? Alb. Alb, județ. Suceava. Suceava. Birlica a afirmat, a ajuns să adune până la 20 de ani 3 clase de liceu în filmul... În ce film? Titanic Vals. Corect, județ. Mai avem o întrebare rapid, hai, Botoșani. Repede. Născut la comuna Sulița, stareț al mănăstirii Sihăstria, duhovnic iubit de credincioși. Cleopa. Gata, gata. Ai zis? Cleopa, am zis. A zis? L-am luat, dacă l-ai spus în ultima secundă. Wow, ce frumoasă rundă. Începutul a fost cu probleme, dar uite-te și tu. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece răspunsuri fără greșeală consecutive. Doar că primele două au contat. Pornit-i greu la bătrâni. E, lasă, nu te plânge, că ai minte ageră. Te-am citit de la început. Felicitări, domnule. Să ne vedem sănătoși mâine seară. Ai câștigat deocamdată 1900 de lei. Pune-te pe treabă și mâine seară la fel și o să fii fericit. Mulțumesc frumos. Și noi alături de tine și alături de cei care ne urmăresc în fiecare seară, vă spun noapte bună și puneți mâna pe carte că nu urzică. Ciao, ne vedem mâine. Mâine, la Câștigă România. Când am făcut un tricou cu o poză din Timișoara și scrie acolo că sunt născut în Timișoara, în engleză. Când plec de obicei din Galați, trebuie să scrie cumva Galați pe mine. Când plec din România, asta trebuie să scrie idee România. Bună, da, mă rog, văd că ai informații. Trebuie să tragem pe torta noastră. Noi suntem deștepți, frumoși și eleganți și educați. Ar trebui să promovăm treaba asta și să...
atragem. Câștigi tu, câștigă România.